vă salut. Suntem în 5 aprilie, a trecut o lună de când n-am mai filmat nimic la Stupid Days în Anglia. Vremea a fost urâtă, dar s-au dezvoltat, că de cât am mai umblat între ei, acum e destul de călduț, e frumos, dar bate vântul destul de mult, oricum aici bate vântul non-stop. Le-au aduc polen, am florit destul de multă păpădie și câțiva pruni am pe aici, dar foarte puțini. La unul am umblat vineri la ăsta și i-am pus o ramă. Asta n-am mai umblat ceva vreme, decât i-am descăpăcit după diafragmă și să vedem acum ce e în el. O fi trebuind să-i dau și lui ramă, nu? Am ceva lanul de rapiță prin împrejurim și dacă asta anunță vreme frumoasă, sper să culeagă ceva, să dezvolte, bineînțeles că s-au dezvoltat destul de greu. Când am venit acum o lună avea foarte puțin puiet aveau, dar hai să vedem. Dacă au avut miere după diafragmă, nu... Nu au mai luat din turtă. Au băgat și ceva polen tot așa, nu... Poate turtița mea nu a mai... Rupă ea. Cam așa arată. Văd că e ceva albine după diafragmă. 4 rame, destul de micuț. Cât o să se vadă. Dar hai să vedem. Aici am avut eu un fagure cu miere, am schimbat tot stupirea, am avut pe întreg și am schimbat pe ramă de asta englezească, să zic așa, și le-am dat aici la tras. S-au dezvoltat și ei. Avem puiet aici. Se vede. Ramă. Cross postură. Margini.
pace, ești tot uitat și regina aici. E și plecat Albina la cules acum, că e cald afară, căldut. A doua e tot așa, toată rama. Până sus și până jos. Așa. Mai departe să vedem. Și aici la fel, o dată până jos. Restul puie căpăcit. Mai rău cu o mână, mai greu, dar aici la fel. Asta după ce am, acum o lună când am făcut restrângerea, l-am strâns pe 3 rame, am mai băgat eu o ramă așa, asta ultima pe care acum e puiet. Ultima ramă și ea e oată și larvar. Nu știu cât se vede. Să vedem și pe partea asta. Da, și aici la fel. Cât se vede până în păstură, restul mic. Deci, vrea să dea înainte. Avem două rame cu puie căpăcit care vor ieși. Dar avem cam puțin albine. Spargem cuibul, noi îl spargem. Patru rame de puiet, patru rame în total. Albina care mai e pe aici după diafragmă. Aș putea să mă risc puțin. Să-i spar cuibul, mai ales că nu mai am timp eu să umblu la el în cursul săptămânii. Și s-a anunțat cald săptămâna asta. Nu te o să-i bag ramă asta. Asta o să o bag aici. Așa. Și mai pun o ramă aici după ce practică. Doar să vă gând tot așa în cuib. Punem tratamentul la loc.
Despre asta e vorba la post. Pun pauză și desfac și pe următorul, chiar dacă l-am bine, dar să vedem cum arată. Ăsta e al doilea. Asta am mai îmblat, am făcut niște modificări aici, că ăștia au o ramă mai scurtă și ca să nu mai tai stopul am modificat aici, m-am jucat eu. Asta tot așa a volat tras aici. Niște bucăți de agure și rama asta i-am băgat-o eu vineri. Hai să vedem. Nu mă aștept să fac ceva pe ea, dar să vedem așa. Nu prea am... Am venit seara, dar la muncă și nu prea am... avut timp să umblu în el așa. Să vedem ce are și ea. Că arată mai frumos ca celălalt. Rama de margine. O altă toată porțiunea asta. Sper și trânturi, plăcit. Aici la fel, o altă toată. Frumos. Și ca să vezi surpriză, nu știu cât se vede, dar rama asta pe care i-am băgat eu vineri e absolut toată oată, nu știu dacă se vede că nu am telefon așa de calitate, dar e oată toată, credeți-mă. Deci i-am băgat o seara la 6, cred că am venit. Deci au oată. O parte și pe altă. Asta e o regină blondă, cum îi zic eu. Uite aici. Uitați aici. O vadă tot. De vineri până astăzi. Da. Are albină mai multă și promite mai mult. Bine, dacă ar fi ar anunța ăștia fric sau așa, nu. Nu cred că dăm eu cum am făcut. Și așa, așa cum bate vântul de... Aici căpăcii trebuie să iasă, restul o tot. Aici la fel. Polen la greu. Și n-au înflorit meri și este o grămadă de mere aici. Foarte greu filmez cu o mână. Asta cu este tot așa, puie peste tot. Puie peste tot. Frumos. La margine ce avem. Asta e o oată toată și la doar. Nu știu dacă se vede. O grămadă de albinute cu polen.
cea mai bună. Deci la asta avem 5 din 5. Dar este albină mai mult, e mai frumos. Cam asta e situația. Asta cred că îi mai pun o ramă la margine. Să fie acolo, că v-am spus, nu pot să umblu la el prea des. Cam așa stă treaba în apicultura englezească, ca să zic așa. Bine, ce fac eu, o joacă aici ca să am activitate și ca să nu-mi pierd antrenamentul. Dar e ceva frumos, mi-ocupă timpul, e ceea ce-mi place. Oricând vreau să mă relaxez, vin la ele. Știu că n-are cine să umble la ele, că ăștia fug de albine ca de... monștri. Dar eu mă distrez maxim și face deosebită plăcere că am putut să îmi duc pasiunea așa aici. Vă salut și mai bine la următorul.